Uite că nu închidem, nu închidem, eu iau mizeria asta de aici, da. Iau camera asta și te rog, urcă acolo, sunt cai, sunt curios cum urcă ăsta cu 90 de cai. Ok. Urcă-te acum, du-te cu microfon cu tot și ne explici. Cu mașina, da? Da, și ne explici pe drum cum merge, că se aude microfonul. Și după aceea să cobor jos și aici o parcare. Vezi geamul? Hai, vezi că orice vorbești, deci dacă mă sun pe Gagica, se aude în video. Bun, închid telefonul, o să l-am surpriză. Hai! Să-mi pune și centura, că da. Pune centura, că e curbă periculoasă. E plină de senzor și piuie. Nu, că taximetriște nu pun centură, știu. Hai! Uite că nu s-a oprit în parcare, s-a dus. Gata, m-a lăsat aici. Trebuie să merg 50 de km pe jos. S-a supărat oare că am zis că e urât ăla galben. Adică s-a supărat nici. Salutare, dragilor, bine v-am găsit din nou pe canalul de YouTube Vertici Otilă și din nou cu Mircea. Cine nu a văzut, acum când am filmat noi? Acum câteva luni? Cam o lună, două, cam așa. Am avut o filmare în care am prezentat Loganul lui Mircea, care a depășit 400.000 de kilometri, un 1.6 MP pe benzină. Aici, pe canalul de YouTube, găsiți acest video. Și atunci a zis Mircea că caută un Logan care este mașina pe care a visat tot tipul să-și ia. Și uite că am promis atunci, împreună, când va avea mașina asta din spate, un Logan atunci MCV. O face filmul, uite că, acum avem Loganul MCV Stepei, este din 2018, ultimul Logan, cum am dat și vlogul, titlul acestui vlog, ultimul Logan care mai merita banii, fiindcă a avut motor. Mircea, spune tu, ce motorizare are mașina asta? Este un Logan Stepway din 2018 cu motor 1.5 DCI de 90 de cai diesel și mi-am dorit foarte mult o motorizare în 4 cilindri, nu una în 3 cum sunt noile Loganuri. Și atunci, scuză-mă, te întrerup, da? Atunci în vlog ai zis că ești îndrăgostit de marca Dacia, dar nu o să iei niciodată Loganul nou. Acum exact. Poți să continui. Tocmai în același motiv, pentru că au motorizări în 3 cilindri pe benzină și nu mi-am dorit nicio motorizare diesel Quad Blue. Și m-am interesat până în 2018, în iulie, s-a făcut motorizarea aceasta fără AdBlue și am zis trebuie să-mi caut una până în iulie 2018. Și am căutat un an de zile mașina asta. Știi cum ai sunat și pe mine să căutăm în Germania? Exact. Nu este nici acolo, nu am găsit. Am căutat în mai multe locații, în România, mai multe orașe, am găsit foarte multe epave și am zis că gata, nu o să mai găsesc mașina niciodată. Și într-o zi am găsit mașina aceasta în Brașov. Am mers, am văzut-o, era peste așteptări și am zis gata, asta e mașina, o cumpăr și mi-am împlinit un vis. Adică am și eu un Logan MCV Stepway. De când a apărut mașina în 2017, mi-am dorit foarte mult această mașină. Deci am înțeles că ai găsit în Brașov, are momentan 102.000, cât a avut când ai cumpărat? 98.000 avea. Deci avea 98.000, am înțeles că a verificat la reprezentanță, da, totul este okay, dar se vede pe mașină că nu are mai mult. Da. Acum, cum ai zis că are 90 de cai, eu nu mai eram sigur. Că Duster avea 110 cai al nostru, dar nu mi s-a părut că are numai 90 de cai. Am venit, ai depășit aici. Probabil e mai ușoară decât un Duster. Și cuplul probabil că este mare. Cuplul m-am interesat pe fișă, e 205 Nm la această motorizare. Ok, deci avem aici 1.5 DCI, care părerea mea și probabil părerea prietenilor și care se uită, era cel mai bun motor. Bine, nu luăm 1.4 MPI și 1.6 MPI pe benzină, da. dar eu și acum cred, consider că este unul dintre cele mai bune motoare diesel de pe piață, numai pe Dacia. Se compară numai cu 1.9 TDI, celebrul 1.9 da. TDI de la Volkswagen. ALH-ul. Ok, deci ai mers în Brașov, da. După ce ai văzut 7-8 epave care ți-a cerat chiar 20. Chiar 10.000 și ăsta am zis și eu, din păcate, da. Și ce sentiment ai avut când a deschis omul poarta și tu ai văzut mașina și după 20 de epave, ăsta nu era epavă și nu este epavă. Ce ai gânduri ai avut, gata, îl iau? Ai negociat? Am și negociat pentru că am zis de ce nu, dacă se poate da. Încercăm. Dar doar 200 de euro a lăsat pentru că a știut că e mașină bună. Eu iar am zis să fie primit pentru că, iar văzând mașină că e mașină bună și că merită bani, am zis că o cumpăr.
Și când am deschis poarta să intru la om în curte și am văzut mașina, am zis gata, asta e mașina mea, pentru că îmi plăcea culoarea, îmi plăcea echiparea care e prestij. Exact ce am căutat. Dacă îmi dădeai o foaie, alegeți mașina, bifam tot ce are mașina asta. Este bine, este full, vorbim acum de full option la Dacia, da. Dar eu zic că ai tot ce îți trebuie, ai un tempomat, ai o încălzire pe scaune, da. Nu vrem să prezentăm acum mașina asta, că au apărut foarte multe vloguri pe YouTube, am făcut și noi cu Nicu, dar nu era combi, deci da. Am făcut și acum hai să dezbatem puțin subiectul, de ce ai dat pe mașina asta 10.000 și de ce n-ai dat un avans de 10.000 la o Dacia nouă, totuși are alt design deja și nu știu. După mine, cea mai reușită mașină la Dacia ca și design e aceasta. Noile Dacia nu mă impresionează ca design, okay. Vă spun sincer așa cum am pe suflet. Și motorizările, nu mă atrag cele 3 cilindri, turbo supraalimentate cu cilindraia de 1 litru, nu mă atrage. Și am zis că vreau neapărat diesel în 4 cilindri, ultimul diesel care s-a făcut fără AdBlue și de-aia am ales mașina asta, plus că mie îmi place foarte mult designul la Loganul ăsta MCV Stepway și din cauza înălțării și culoarea mă atrage foarte mult. Sunt foarte curios și am zis că o să nici nu știi ce întrebă să spun și vreau să răspund. Ai zis că ai vrut motorul ăsta pe 4 cilindri, că nu vrei motorul de 1 litru pe 3 cilindri, da. Dar ai condus noul Logan. Am condus. Ai condus, ai testat, ai mers cu el? Am sau? Condus nou Logan de 1 litru cu GPL. Așa. Din 2020 fabricație, când a apărut motorul Eco GPL, în fine, cu noi. Da. Și am mers până în Ardu, chiar un prieten și-a cumpărat mașina. Deci a mers 130 de kilometri, am înțeles. Da. Nu zic că are cuplu, are 170 Nm și după fișa mașinii, dar nu cred că o să fie un motor de lungă durată, nu cred că, și din păcate are probleme cu senzorul de GPL, deja de 3 ori l-a schimbat în 100.000 km, deci e un minus, din păcate. Deci vlogurile noastre tot timpul sunt sincere, da. Așa mă cunoaște lumea, eu încă n-am testat noul Logan, da. Deci, spun, acum ar fi urât să spun, am testat modelul ăsta 09 TCE, care mi s-a părut că merge. Da. Mergea. Am și testat, am aici pe canal vlogul cu Dusterul nou, care are motor de 1.0, modelul ăsta deja cu Eco, da. Nu știu ce, din 2021. Da. Și atunci s-a supărat un pic Dacia pe mine, că am făcut un vlog de prezentare în care mi-a plăcut foarte mult Dusterul cum merge, dar în schimb am zis că motorizarea nu m-a convins să mă duc singur ca și un agent. Să mă duc într-un sat care n-are drumuri, să mergi cu, nu știu, 5 pachete de țigări, e bun. Dar să mergi cu 4 persoane pe serpentină, că n-am ales, așa, intenționat am ales drumul ăsta cu serpentine, mi s-a părut și am testat, cred că chiar aici am testat, da. Dusterul pe serpentine, da, nu, pe mujdei, în fine. Și nu mi s-a părut că este. Atunci a început un pic... am avut noi o colaborare cu dealerul din satul mare și atunci am primit niște... S-a supărat oamenii că de ce n-am zis numai lucruri bune despre mașină și am zis că nu pot să prezint așa o mașină. Îmi place să prezint real. Da. Și de aceea când m-ai sunat că ți-a luat mașina asta, am zis că cu drag vin să fac acest video, acest vlog cu tine, fiindcă cunosc și eu ți-am povestit că înainte să... Ăsta, apropo, când am cumpărat Dusterul și am mers în Siberia... La Logan MCV Stepway am mers în prima dată, fiindcă este mai mare spatele și puteam să dormim. La urmă am ales Duster, dar și aici eu zic că și am vorbit cu Mircea ce nu mi se pare justificat la Loganul nou. Acest model este varianta full din 2000, s-a vândut până în 2019, în 2020 cred că acest cred că model. Da, 2020 cred că a fost ultimul. Și este full, este MCV, este Stepway și de nou... cu motorizarea diesel a costat 11.000 și un pic sau 11.500 și benzina a costat 10.000 și un pic. Și acum un Logan nou full echipat costă 18.000 și chiar am zis la Mircea, nu văd diferența, că totuși ăsta are un propulsor diesel foarte bun. Da. Nu văd diferența, hai să fie farul LED care costă cu 500 de euro mai mult și instalația GPL, dar nu se justifică. Și probabil radarul din față pentru oprirea de urgență. Da, și aici tu ai povestit de ce ți-ai cumpărat mașina asta. Când ai plătit omului da. Și ai urcat în mașină
și am venit până la satul mare, 500 km. Nu te-ai gândit niciodată, mă, am făcut afacere bună și când am luat Loganul nou, mai bine era, că totuși e o mașină nouă. La Loganul nou nu m-am gândit nicio secundă. M-am gândit că îmi trăiesc visul. Deci, de la Brașov până la satul mare, numai asta mi-a fost în cap. Îmi trăiesc visul. Am luat mașina care mi-a visat-o tot timpul. O să spun acum, mulți următori, dar nu știu, ați visează la Ferrari, la Bentley și bine, este și jobul tău. Și probabil când ai analizat să-ți iei Loganul nou, tu mergi foarte mult cu patru pasageri, cu bagaje, că știu că mergi foarte mult pe autostradă și na, motorul ăla de un litru, dar... Pentru mine mașina care e visată înseamnă o mașină practică, care mă ajută foarte mult în job și în viața de zi cu zi. Adică e spațioasă, are gardă înaltă, consumul mic, arată bine, deci chiar e reușită designul și... Da, și știi de unde cred eu că mașina asta a fost un succes pentru Dacia? Acum mă gândesc că ai succes nu la vânzări, că cum am zis eu în blogul cu Dastru, ei sunt da la Excel. Nu-l interesează ce spune Mircea, ce spune celălalt, mă uit la Excel ce se vinde. Mașina asta probabil nu a fost așa de vândută, cum, nu știu, că Sandero s-a vândut în Germania multe, mers la Aldi. Da. Dar... Nu mai există Logan MCV, există Joggerul, care este o puțin altă categorie. Mi se pare aiurea cu o mașină cu 7 locuri să are un motor de aspirator. Asta deja am povestit, asta este părerea mea, puteți să mă atacați. Da. Dar, știi de unde se vede referitor la întrebare că mașina asta a fost o reușită? Că ține de preț. Da. Deci mașina asta de nou a costat 11.550 de euro, poate în 2018 atât a costat. Mircea. Probabil. Deci 11.500 de euro, omul a mers cu el, la matematică n-am fost bun, acum a cumpărat în 2023, 4 ani jumate. Deci, omul a mers, a cumpărat cu 11.550 sau hai să fie max 12.000, depinde, dar atunci încă se mai putea negocia. Așa. 11.500 sau 12.000 de euro, a mers 100.000 de kilometri. Da. Și a vândut mașina cu 10.300. Așa. Deci a pierdut 1.700 de euro, dar a avut o mașină 4 ani jumate. Da, pentru că și-a ținut prețul, mașină bună. Să spun că acum o să spună foarte mulți, parcă văd că mă, ai dat 10.000 pe un Logan, că cu 10.000 puteai să-ți iei mașină. Dar și eu, dacă făceam ceea ce faci tu, alegeam această mașină și chiar dacă am parc auto cu mașini second hand, și, da, nu, ăsta a fost alegeri bună, dar aici se vede că a avut un succes, dar vezi că, din păcate, conducerea nu se uită că ce mașină a avut succes, Excel, am văzut 3 modele mai mult decât combi, hai scoate, nu mai trebuie că, da, scrieți voi în comentarii ce gândiți despre acest model de MCV Stepway. MCV Stepway. Cum vă place? Mie îmi place la nebunie. Și acum te rog că tu ai studiat mai mult, Mircea, spune foarte puțin tehnic despre mașina asta. Are gardă la sol mai mare, am înțeles, decât că ai avut și... Da. Tu ai avut și Logan 2015, care nu era Stepway. Care nu era Stepway. Diferența în echiparea Stepway e de 3 cm în plus la gardă, 17,5 față de 14,5, cât are un Logan normal, fără echiparea Stepway. Duster-ul, de câte am văzut, are 21, deci cu 3 jumate mai puțin decât un Duster. Eu zic că e bine pentru la ce folosesc eu mașina și îmi place foarte mult culoarea. M-a atras când a apărut Stepway prima dată. În filmulețele care le-am văzut de prezentare al echipării Stepway, în culoarea asta a fost prezentată mașina și am zis gata. Mie îmi place un albastru marin, așa, un albastru frumos, plăcut ochiului și... Și dacă mașina asta în Brașov era albă, nu îl cumpărai? Nu. Îmi plăcea foarte mult. Deci pe primul loc a fost... Oricum ai pus urâtul ăsta de gardă așa pe el. Așa-i. Pe primul loc a fost culoarea, să fie albastru. Deci dacă îmi dădeau fișă, tot ce are mașina asta, alegeam. Nu este ceva care să fi dorit și să nu fie pe mașina asta. Chiar că a fost culoarea asta, a fost un plus. Să zicem așa, 10 cu steluțe. Da, și referitor înapoi la motorizare, să știi că la noi în parcul auto, cum mă ocup și am văzut peste 600 de mașini în 3 ani zile, anul acesta și, de fapt, în mijlocul anului trecut, am observat o scădere majoră la vânzări la mașini diesel.
Aici mă refer la mașini diesel, au scăzut foarte mult vânzările, la modele combi, limuzine, la SUV-uri mari, încă se caută diesel, fiindcă SUV-ul mare pe benzină consumă cât China, da, da, într-un minut, dar la mașini diesel, gen Renault Megane, Audi A4, mă rog, nu se mai cere absolut diesel. Nu ți-a fost frică să-ți cumperi o mașină diesel acum când nu este, nu decide noi dacă e bine să scoți dieselul. Așa este politica. Dar nu ți-a fost frică să investești 10.000 de euro într-o mașină diesel? Sincer, așa. Sincer, nu mi-a fost frică. Nu m-am gândit nicio secundă că o să-mi fie frică dacă mi-au un diesel. Am zis că pentru ce folosesc eu, dieselul e ideal, pentru că mă duc mult în afară și am zis că atunci am văzut cu gaz cum e în afară și totuși ai autonomie mică pe gaz. Deci am 450-500 km. Cu asta mergi 1000 de km. Cu asta merg 1000 de km și am zis că era mai complicat. Caută stație de gaz, nu știu ce. Chiar ai văzut și în Turul Carpaților cum a fost, da, cu Loganul, cu GPL. Și am zis că vreau neapărat un diesel. Da, pentru oraș, poate cine nu iese în afară și face doar taxi în oraș, GPL-ul e mai ok. Dar nu, motorul în 3 cilindri. Eu știu ce cred despre chestia asta cu diesel. Foarte mulți clienți tot așa mă sună și chiar am zis, ia-ți un liniștit un Passat diesel, Audi A4 diesel, că motoarele la 2.0 TDI sunt bune astea, da, noi. Și eu așa cred și au și confirmat niște ingineri auto că oricum când va intra era, să nu uităm și la prietenii noștri, da, când va intra era electrică și oricum și hibridul are un motor de ardere intern. Deci nu, eu nu cred că se va întâmpla că va pica dieselul, după aceea peste 5 ani va pica benzina și după 5 ani hibridul. Deci când va fi din 2000, nu știu când, electrificare, atunci pică toate ce au motor, care mai bagi benzină, motorină sau orice, da, altceva. Deci și eu aș cumpăra cu inima deschisă o mașină diesel acum, chiar dacă nu se caută, cred că și din cauza că te uiți la știri și vezi că dieselul nu te lasă. A zis un prieten, mă, nu iau mașină diesel, că nu mai pot intra în Paris. Și am întrebat, de câte ori ai fost în Paris? Mă, niciodată, cum cu avionul. Da. A fost, dar am fost cu avionul. Înțelegi? Da, da. Deci, ok. Eu consider același lucru, fără să discutăm noi și să facem reclamă la această mașină, că nu avem chiar nicio intenție. Și eu consider că a fost ultimul Logan care m-a meritat să dai banii. Vă rog să nu mă înjurați cei care ați cumpărat un Logan nou. Este o mașină bună, ce am discutat și noi, dar raport calitate-preț. Un Logan full costă 18.000 de euro. Puteți să verificați voi fără rabla, că o să fac un alt vlog despre chestia asta. Chiar am în minte un vlog foarte interesant cu rabla și cu astea. Săptămâna viitoare o să fie pe canal. Deci eu consider raport calitate-preț, ăsta este cea mai bună alegere. Deci dacă mai găsiți undeva și o să căutați un an de zile cum o căuta Mircea, eu vă recomand și Mircea vă recomandă să căutați această mașină. Și dar cine are nu vinde. Exact. Asta e problema. De ce a vândut omul? Cine ți-a vândut? Sincer. De ce a vândut? Da, vă v-am întrebat. Că omul de ce vinzi o mașină așa bună? Îți spun sincer. O zis că își cumpără mașină mai mică. Un Sandero. Adică nu e mare mașina asta. Nu. Mașina, din câte am auzit, era mai mult condusă de tatăl lui. Și atunci au zis că pentru el e ok un Sandero. Și probabil o să-și ia un Sandero în loc la un MCV, care era prea mare pentru ceea ce avea el nevoie. Și pentru mine e mașina ideală. Nu mi se pare mașină mare, bine, e combi și foarte mult spun, domnule, nu vreau că e combi, că e mare. Ok, înțeleg. Mircea, nu vreau să facem lucrul ăsta foarte mult. Așa. Când o să vinzi mașina asta? Garantat 10 ani o țin, dacă pot să o țin pe taxi și nu se schimbă legea, 10 ani va fi în taxi și probabil încă 10 ani după aia o țin. Ok. După ce o scot de pe taxi. Ce-a făcut cu Loganul care are 430.000 de kilometri? Garantat îl păstrez și pe ăla. Cel puțin 10 ani până o scot pe asta de pe taxi. Ai niște anvelope ciudate, deși spun ciudate. Da. Am și eu redesign pe Audi și a venit un prieten, zice, mă, ce anvelope ciudate ai, dar ce am pus în ghilimele în paranteză, da, ciudată. Mie mi s-a părut pe Audi vredestanul, am mers în zăpadă, am mers în polei, că a fost peste tot ce am avut. Cum ți s-a părut? Că a fost acum și la Cavnic în zăpadă? Da, sunt foarte bune, n-am avut nicio problemă cu aderența. Și chiar sunt mulțumit că
proprietarul vechi a cumpărat anvelope noi și a pus preț pe siguranță a mașinii, deci nu neapărat să meargă cu ceva second-uri pușcate. Deci ăsta, deci, când aud anvelope second, vine să urlu, deci cu anvelope second, Mircea. Apreciez oamenii care au anvelope second hand, siguranță. Din banii aia poți să-ți iei o anvelopă Sava, Cava, Bava, nu știu ce, ce mai prost chinezesc, care oricum e mai bun decât second hand. Exact, exact. Și am fost acum, am văzut cu autorolota cu anvelope chinezești, cu Land Cruiser am fost la Nordcap cu anvelope chinezești și am mers. Da, dar da, când aud de anvelope second hand, și te zice comercializare, acum probabil că am pierdut 5 urmăritori care vând second hand. Probabil Sobi e supărat. Sobi e supărat, prietenul nostru. Îl salutăm pe Sobi. Da, asta că Sobi vinde și anvelope noi. Da, așa este. Ok. Eu sunt de partea anvelopei noi. Spune-mi, Mircea, că tu ești un aventurier, lumea încă nu te cunoaște pe partea asta, dacă te-ai gândit anul acesta sau anul viitor să totuși faci o aventură mai mare cu mașina asta, cum ai zis că ai visat mult la mașina asta, ai în cap, că este și un canal de aventură, ai în cap un vis care încă este neîndeplinit și să mergi cu mașina visurilor tale? Da, aș vrea să mă plimb un pic prin Europa, dar pur și simplu ca și turism, neapărat să fac o aventură off-road. Tu nu, în... aici hai să dezbatem și ăsta. Deja am făcut un vlog. Da. Să mergi în aventură nu înseamnă să mergi pe off-road. Și aici foarte mulți urmăritori, noi când am mers cu dockerul până în Senegal pe asfalt, au zis, bă, ăsta nu e aventură. Deci, dragilor, aventura nu înseamnă să mergi pe coclaur, ăla este off-road. Aventura, cum am mers noi cu, în Vladivostok, cu Loganul pe asfalt, e o aventură. Deci tu să mergi în Europa și să vizitez Alpi, Pirenei, biserica, nu știu ce, de unde, e o aventură. Da, vreau să ajung în Croația, la Plitvice, vreau să ajung să fac coasta Adriaticii, de la nordul Croației, în localitatea aia interesantă. Aici pe canal am, se spune, drumul 8. Așa. Am pe canal, când am mers cu Africa Twin, acolo am avut accidentul, deci a rămas în amintire, cel mai frumos traseu din Croația, drumul 8, găsiți aici pe canal. Asta vreau să fac, după aia vreau să ajung și prin Alpi, probabil la Mont Blanc, la Chamonix, să urc cu telegondola până sus, unde se poate. Probabil vreau să ajung și în sudul Portugaliei, dar toate în timp, nu neapărat anul ăsta, anul viitor. Nu te-a atras nordul niciodată? Nu, nu. Păcat, că eu, de exemplu, să merg, de asta e părerea mea, am fost de două ori iarna la Nordcap și tot m-am gândit, vara ce fain e când la ora 12 este lumina zilei, seara. Da, deci da, eu am de gând, da, asta în paranteză am zis, deci tu visezi să ajungi în țările astea, eu îți recomand, dacă mă ascult și urmăritorii noștri ne ascultă, în loc să mergi pe Mont Blanc și nu știu unde, du-te în Montenegro, Albania, că același peisaj, același frumusețe, dar la jumate preț. Mă duc la Budva, mă duc la îți recomand și Cotor, la toți, Albania, Kosovo, este magnific, Macedonia de Nord. Da, Mircea, mai spune ceva dacă vrei despre mașină și după aceea o să închidem vlogul ăsta, că între timp ce am vorbit noi, voi ați văzut pozele despre video, mașină. Încă tot îți fermecat de mașină și nu mai am cuvinte, deci nu pot să, nu știu, să... Deci te duci acasă speechless și aduci plapul mașină, dacă nu era fain, dormeai în mașină, nu? Exact. Păi asta am și vrut în prima seară când am ajuns acasă în satul mare, am zis că nu mai urc sus la bloc, dorm în mașină. Și două nopți când mă puneam în pat să dorm, închideam ochii și tăvisam că sunt la mașină. Da, uite că chiar dacă am făcut vlogul ăla cu Duster-ul și am zis că cum să cumpăr, ce de la marketing aș trimit aici să facă pârtea, să deschid poate peste 20 de ani va termina și n-am nimic cu da, brandul Dacia, că mulți au scris acolo, bă, gata, deja arunci cu pet. Nu, eu spun adevărul tot timpul, Dacia care aș cumpăra și eu de la tine și acum dacă ai vrea să vin, sincer. Dar nu o dau. Nu, că... Că știu că nu mai găsesc, că, nu știu, am căutat mult și știu ce am văzut. Erau epave, epave. Și că noi povesteam, am zis că nu mai vreau să bag foarte mulți bani în mașină de aventură, că să mă duc cu el în toate țările cu motorină prostă, nu mai vreau să bag cum am avut Land Cruiser-ul și chiar e o idee bună mașina asta, să știi. Da. Și de mult ori, și aici iarăși e un mit cu 4x4, nu poți să mergi. Eu și acum am mers cu Mongolia, cu Loganul, deci se poate. Deci Mircea, tu probabil că vine primăvara, vei dormi câteva nopți în mașină. Probabil, de întâi mai prima noapte. Vei scrie scrisoare de dragoste. Probabil. Mașinii și promitem că dacă se va răzgândi Mircea și se va întâmpla să vândă mașina, facem un blog. Peste 20 de ani.
Doamne da. Ajută! Dragilor, ăsta a fost un vlog din ăsta foarte ad hoc, care place nouă. V-am prezentat o mașină cu care nu v-am prezentat, că n-are rost. Același motorizare, sunt sute de vloguri exact. Aici pe canalul de YouTube, dar am prezentat conceptul și ideea că este și acum spun și Mircea este de acord, ultimul Logan care merita banii. Exact. Îmi asum că cine a cumpărat Logan nou o să... N-avem nicio problemă cu Loganul nou, cum arată, interiorul este frumos. Motorizarea am problemă. Acum, și de ce e investiție proastă și Dusterul nou? Și acum iarăși, asta să mai spunem la final de vlog. Am primit minim 100 de e-mail-uri și mesaje că de ce ai renunțat la Duster? Că și, uite, și am comandat și mă gândesc să renunț. Părerea mea, și acum chiar dacă se va supăra Dacia, momentan, eu nu am refuzat Dusterul din alte motive, dar eu momentan nu aș cumpăra un Duster nou, fiindcă va ieși Dusterul nou cu motor hibrid, care va fi Duster 3, va arăta total altfel. Da. Și modelul acesta, așa cred că din 2024 va pierde foarte mult din valoare. Când a apărut Dusterul 2, Dusterul 1 facelift a pierdut foarte mult din valoare, fiindcă toată lumea vrea modelul nou arăta altfel. Da, da, așa. Deci eu acum nu aș da pe un Duster full echipat 25.000 de euro, când anul viitor, sau am înțeles că la toamnă deja, va fi prezentat, va fi prezentată Duster nou, care, dacă credem, și de ce să nu credem de aceea, după noile poze, care, dacă va fi așa cum a fost Bigster-ul, va arăta fain, chiar o să, da. Cine știe. Poate mă... Bestseller poate, cine știe. O să fie bestseller. Părerea dacă mea. O să apară în toamnă noul Duster și din cauza designerului să zică să fie 28-30.000 modelul full, o să mai fie un bestseller oare? Probabil că o să fie un bestseller cu 20-30.000 de euro, că celelalte branduri se va alinia și ei și o să ceară mai mult pentru un Suzuki. De exemplu, uite, am avut o întrebare și asta nu are nicio legătură. Sunt un client că ce zici de Suzuki Vitara? Și am zis, dacă vrei Suzuki, eu vreau Milt Hybrid Suzuki. Da. Zic, mai bine ies un S-Cross, că este noul model, acum a apărut. Vitara da. Este de 8 ani același design, probabil că va apărea și acolo modelul nou. Deci tot timpul când alegem o mașină nouă să ne gândim dacă modelul ăsta se fabrică de mult. Ah, dacă oricum o să fie reduceri în toamnă la Dusterul nou, la Dusterul modelul ăsta. Sunt da, sigur, când apare un model nou, se eliberează stocul. Încă nu prea sunt stocuri, dar revin stocurile. Deci atât am vrut să zicem, cumpărați motorizare 1.5 diesel, chiar dacă scoate fum, nu putem noi să... Aș cumpăra o mașină electrică, sincer, dar să mă duc până la București, unde încarc, încă e problematic. Eu nu sunt contra mașinilor electrice, chiar îmi plac, am condus. Tu știi că ai fost da, cu mine, am avut mașină electrică. Nu, am avut BMW i3. Aia da, mi-a plăcut la nebunie, dar degeaba. Că... Dar și Zoe, când am condus. Da, la... e foarte fain mașină electrică, dar încă am zis că o să cumpăr mașină electrică când va avea 1000 de kilometri autonomie. Că atunci deja poți să mergi până la Constanța cu el. Eu zic în felul următor, fiecare își cumpără mașina care e potrivită pentru el și pentru nevoile sale. Și pentru mine asta e mașina potrivită. La prețul corect, zic eu, pentru că mașina e în stare foarte bună tehnic și estetic și chiar o meritat părerea mea, banii, chiar dacă alții o să considere altfel, nu mă interesează părerea. Eu zic că e mașina pentru mine. Niciodată nu trebuie să te intereseze, deci banii tăi am muncit exact. Pentru banii aia, dacă vrei să cumperi 10.000 o bicicletă sau exact. Cutia asta care, uite că... Nu este un coș, dar în fine. Ai dreptate. Uite că aici a fost aruncat așa și am dus să arunc acum și cum să păstrăm curățenia când într-o parcare, nu știu dacă e parcare amenajată, e o parcare. E amenajată, că e nivelat, cât de cât. Nu e lăsat așa da, la... Știi ce? E curățenie totuși aici, o să-l aruncăm noi, bine? Da. Punem aici. Deci, dragilor, ăsta a fost vlogul. Mircea, îți doresc să ai numai evenimente plăcute, fără evenimente, deci exact. Numai bucurii. Mulțumesc frumos. Cu această mașină să-ți împlinesc visul. Îl trăiesc momentan acum. Trăiesc. Mircea nu face vlogul, mergeți pe pagina lui de Facebook, Mircea Gabriel Micleac, acolo are foarte multe poze din aventuri, el este mai mult fotograf decât... Exact. Dar eu tot îmi conving să încearcă să facă și vloguri. Chiar a fi un concept fan de taximetrie să faci vloguri, că... Nu știu dacă mai este. E o lume așa, eu am făcut taxi cândva, tu știi, da. Lume misterioasă. Deci, Mircea, mulțumesc că ai acceptat să prezinți bijuteria ta. Chiar dacă se râde mulți acum că bijuteria Ferrari, pentru tine este o Ferrari și pentru mine este o Ferrari mașina asta. Mulțumesc mult. Și a făcut o alegere foarte bună
Și la final, cât consumă mașina asta? Am uitat să te întreb. De la Brașov am venit cu ea foarte ok, așa, tu conduci încet. Sportiv, așa, totuși, tu mergi. Da, dar atunci am venit până în 90%, undeva la 4,5, consum afară. Deci 4,5 litri motorină. Da, dar după aia am mai mers la Cluj și la Oradea, așa, cam 5 am scos, dar am mers așa mai sportiv un pic. Și în oraș undeva nu mi-a făcut un consum în oraș, pentru că acum fiind iarnă și frig, mi-am lăsat să meargă motorul și nu poți să-i faci consum așa, lăsând să meargă cu orele. N-am cuvinte. Da, uite, acum hai să facem un rol, merge motorul. Foarte frumos merge, camera niciodată nu redă motorul cum sună. Pe ce mașină ai avut numărul ăsta? Pe ăla cea veche. Negru? Da, da. Nu, pe cea albastră de pe taxi. Ăla accidentată care... Nu, pe cea albastră, care a fost cu vlogul de 400.000 km. Ah, ok. Pentru că trebuia pentru fiscal să am același numere pe ceas. Chiar arată bine și să felicităm pe fostul proprietar dacă se uită la vlog. Am înțeles că se uită. Da, pentru că... A zis că mă cunoaște. E un membru Neo Adventure și el. Ok, și hai să felicităm că a întreținut mașina asta. Deci a mers 100.000 de kilometri cu mașina asta și e în stare nouă, deci nu vrem, am zis că nu spunem numele, da. Dar îl felicităm de aici și îl aștept la Satul Mare. Mi-a pus și o invitație și a zis că o să vină. Deci tu ai indicativul 45, dacă cineva vine la Satul 45. Mare, la prima taxi, 45. Să comandați pe Mircea și dacă sunteți și fete frumoase, aveți o reducere, nu? Da, așa e, totdeauna, pentru fete, o reducere. Tot timpul. Și acum, hai să spunem că Mircea nu este căsătorit. O spune lumea, uite, nu. Pe curvarul ăsta, nu. Deci el așa pe fetele. Așa e, așa e. Da. Mircea, ai rugină pe mașina asta, nu? Nu. Așa-i? Nici nu cred că o să aibă rugină, din câte cunosc. Ok, dragilor, acesta a fost vlogul în care suntem în umbră? Nu, sunt groapă. Hai așa. Deci ăsta a fost vlogul în care m-am prezentat Loganul cu Mirciulica. Mirciulica, ai văzut filmul Mirciulica? Da, am văzut, chiar am văzut. Primul am fost care l-am văzut. Acum a fost la Gherla, acum două zile și a fost la parcul ăla. Am înțeles. Da. Deci, mulțumim că ați urmărit vlogul. Dacă am dorit să vă alăturați canalul meu, aici puteți, acum să faceți, să vă alăturați canalul, să deveniți membri și tot aici puteți să ne trimiteți mai departe super mulțumiri, o să mulțumim și, cum am zis, pentru noi care facem contentul pe YouTube și mai consumăm benzină să venim până aici, trebuie să iau un sandwich la Mircea. Dacă vă abonați pe canal, YouTube-ul, cum am zis, algoritmul YouTube-ului, dacă comentați, dați multe like-uri și vă abonați, atunci o să avem mai mult ambiție să facem recomandă video la mai mult exact. Și v-am salutat. Da, încă un BMW. Încă un Dacia, dar ce urâtă suna motorul? Păi da. X5. La BMW, e BMW. Că-s dacă nu cânti manele. E BMW, e BMW, nu? La revedere, dragilor. La păpat. O zi mai venim cu Mircea. Multă sănătate. Comentariile așteptăm. Să spuneți tot despre Loganul. Hai, pa! Domnul, un taxi! Vreau un taxi! Bună ziua! Tătare. Până la Satul Mare cât costă? Cât costă până la Satul Mare, șeful? Sunt ieftin. Ești ieftin? Foarte ieftin.